încă o fotografie alături de cea din 1918. M-am gândit că aș putea să reprezint unirea prin trei figuri alegorice. Apare spada, mânerul, semnul crucii. Apare scutul cu stema României, României Mari. Apare o figură care reprezintă rodul pământului. O altă figură reprezintă libertatea, cu frunza de laur. Bucurie, veselie, tradiție, o sărbătoare unică. Mă bucur că particip. Îmi place foarte mult. Suntem aici pentru a sărbători 100 de ani de România și la mulți ani în România. O vom ceda o palmă de pământ, chiar ne vom intra în mormânt. Căci lucrători de frunte suntem noi și viță de eroi, de brave eroi. Pentru mine centenarul înseamnă o istorie întreagă a poporului român. Aveam în imagine ce ar însemna un spectacol aici, lângă Monumentul Unirii. Și de aceea am și conceput ca să îmbrac dansatoarele în costume populare din toate zonele care s-au unit cu și au format România de astăzi. Nu-mi place. Adică observ că mulți români n-au înțeles semnificația acestui mare eveniment. Și pentru asta suntem de vină toți ceilalți care am avut responsabilitatea să-i formăm, să-i educăm, să fie adevărați patrioți. Chiar dacă acest termen nu place cuiva, dar trebuie să fii patriot. Folclorul pe care l-am îndrăgit din copilărie, apoi istoria, folclorul treptat se denaturează, se pierde din valoarea lui, care a fost adevăratul folclor. Vreau să subliniez aici că atunci când am început eu să culeg folclor, am cules de la oameni de 70 de ani. Deci acum 50 de ani am cules de la oameni de 80 de ani. Nu știu dacă mai găsesc ei de la cine să culeagă adevăratul folclor. Și ați învățat și pe copii. I-am învățat și pe copii și vreau să zic că am cutreierat aproape toate satele din județul Cluj și am tras niște concluzii. Eu am și ajuns să formez zonele folclorice, care sunt subzonele. Îmi pare rău că las
acest folclor nu mă refer numai la ansamblu pe care l-am condus, mă refer în general. În ceea ce privește repertoriul ansamblului Avram Iancu, îl las pe mâini bune și încă mai veghez la dirijarea lui. N-aș vrea să se mândrească România cu vocabularul ăsta preluat din, știu eu, Anglia sau din alte țări. De ce? Ne rușine de limba noastră? Și mai ales tineretul de astăzi, parcă s-a înrădăcinat acest obicei, să mă scuzați, adică, ok, de ce? Se poate și în românește, nu? Le spuneam la fetele din formație ca la un moment dat să un strigăt de bucurie. Și ce constat? Toate au strigat, yes, yes! Deci n-avem un cuvânt românesc. Și toate astea le amintesc pentru că în turneele care le-am făcut în 38 de țări, am văzut lucruri foarte frumoase. Dau exemplu Mexicul, care este aproape graniță cu Statele Unite ale Americii, dar nu vezi o inscripție în limba engleză sau cuvinte în limba engleză sau alte limbi. Și toate astea mi-au întărit convingerea că trebuie să revenim la normal.